Mergem mai departe și am să invit în scenă un om care cred că este alături de Florica Bradu de foarte, foarte mulți ani, colege de scenă, bune prietene, de aici, de acasă. Dragi prieteni, Maria Sidea! Mulțumesc, mulțumesc tare mult! După atâția oameni minunați care au luat cuvântul în fața dumneavoastră, eu, sărac de mine, ce aș mai putea să spun? Că mă înclin în fața dumneavoastră. Că îi mulțumesc Floricăi Bradu pentru onoarea de a fi aici în această seară, pentru faptul că la începutul meu ca și interpret de folclor, nu m-a dat la o parte, m-a luat lângă ea, mi-a întins o mână. Mulțumesc pentru tot și pentru omenia ei. Iar hai, șocuni pe după.
Maria Sidea, mulțumim! Mulțumim din suflet! Am admirat, înainte să intru în scenă, domnilor și domnilor, costume splendide, atâta cusătură, atâta migală, atâta frumusețe în aceste haine povestitoare, încât merită aplauze și pentru această extraordinară defilare aici, în cadrul acestui proiect, a celor mai frumoase piese din Lada de Zestre până la urma noastră a românilor. În clipele următoare ne oprim în Mehedinți, o altă foarte bună prietenă, un om de care o leagă amintiri la fel de speciale și care a venit astăzi cu foarte multă emoție, veți vedea. Are nevoie de încurajările dumneavoastră după ani de carieră, ca și Florica Bradu, doamnelor și domnilor, Angelica Stoican! Bun venit, succes! Mulțumesc! Mulțumesc acestui pământ sfânt cu lumea lui frumoasă care se cheamă Țara Bihorului. Sunt atât de pătrunsă de acest eveniment al marei artiste, Florica Bradu, o bună prietenă și o bună colegă de la începuturi. Am admirat-o totdeauna ca ființă, ca om, cald și foarte sincer și pentru lupta ei necontenită de a rezista și de a lăsa în urma ei numai și numai lucruri frumoase din pământul din care a venit, din mâna lui Dumnezeu și a părinților ei. Îl rog pe bunul Dumnezeu să o binecuvânteze pe Florica Bradu pentru tot ce a făcut ea pentru Țara Bihorului și pentru România și nu numai. Și ne trăsesc la cealul Nana Ion
În urmă, doamnelor și domnilor, regretata Marioara Mulărescu, în cadrul emisiunii Tezaur Folclorii pe care a semnat-o, iniția un proiect, l-a numit Floricile Bihorului. Știți foarte bine, au avut mare succes. Acolo erau prezente regretatele Florica Ungur, Florica Duma, Florica Zaha și Florica Bradu. Acest moment închegat de patru mari voci au făcut, poate, să răsune mai frumos ca niciodată folclorul din Bihor. Îmi face mare plăcere, ori de câte ori, urmăresc în Arhiva Televiziunii Române acele filmări, acele momente cu cele patru artiste, vorbind la superlativ despre acest colț de Românie. Și astă seară nu putea lipsi din acest spectacol, la invitația Floricăi Bradu, doamnelor și domnilor, Florica Zaha!
ca pe noroc un drum. Orădeni, dragi bihoreni, dragi români, nu am emoții, nu pot să spun că am emoții. Am avut emoții când am cântat cu doamna Florica Bradu prima dată pe scenă. Am avut emoții când am văzut-o prima dată alături de părinții mei la Căminul Cultural, împreună cu celelalte florici, tot pe rând, tot pe rând. Mă uitam ca la niște icoane la dumnealor. Mai târziu, destinul a făcut ca să fac parte sau pași pe aceeași scenă cu dânsele. Le-am prețuit, le-am iubit și le-am respectat. Cele două și-au îndeplinit misiunea pe pământ. Am rămas doar noi. Vă mulțumesc tuturor! Doamne, pentru Florica Bradu, binecuvântări cere să se bucure alături de familia ei și Dumnezeu să-i dea putere să facă și mai mult, și mai frumos, și mai bine pentru sufletul ei și sufletul tuturor celor care iubesc frumosul. Vă mulțumesc cu recunoștință. Și noi mulțumim, Florica Zaha. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Astfel de artiști, cei pe care îi vedeți astăzi, întruchipează vieți dedicate acestei lumi, lumea tradițiilor românești. Florica Bradu este o astfel de lume. În sine, Florica Bradu este o lume a tradițiilor. Și astăzi mă gândeam, un arc peste timp, cu ceea ce se întâmplă în 2023. O întoarcere de spate, cumva, a multora, față de ceea ce înseamnă identitatea noastră. E păcat și ar fi trist pentru copiii noștri să nu știe care sunt, de fapt, rădăcinile acestei națiuni, să nu știe care este muzica, prima muzică a românilor, să nu știe ce înseamnă o piesă de port cu sută de o femeie care a știut clar legile universului și le-a așezat acolo în culori și țesături speciale, să nu știe cântecul care s-a născut dintr-o inimă de român, care a suferit, care s-a bucurat, mame care și-au plâns pruncii, femei care s-au gândit la iubitul lor și așa mai departe. Ar fi trist să uităm că acesta este tezaurul românesc, că aceasta este cartea noastră de vizită cea mai valoroasă, legată, desigur, cu istoria acestui popor. Le mulțumesc acestor oameni pe care îi vedem aici, împreună și ne bucurăm de ei pentru că și-au dăruit viețile lor. Nu au făcut această meserie cu gânduri pecuniare, așa cum se întâmplă astăzi. Nu au făcut această meserie, îi spun meserie, deși este impropriu, decât din drag pentru dumneavoastră și cu responsabilitatea că au o moștenire de dus mai departe. Lucru despre care trebuie să vorbim mai des pentru tinerii care doresc să facă asta cu folclorul muzical. Le mulțumesc și mă înclin. Am simțit nevoia să vă spun asta și e atât de frumos să respectăm
și să onorăm valorile acestei țări. În clipele următoare se află aici un mare doinitor al Banatului. Doamnelor și domnilor, Traian Jurchela! Cărașiudă mare, nu găsești cât ai cota, ochi frumoși, gură dulce, ca la mândra mea. Câte-i cărașiudă mare, nu găsești cât ai cota, ochi frumoși, gură dulce, ca la mândra mea. Am să o iau acasă și-am să o fac nevasta mea, că mi-e tare dragă și nu pot să-i da. Are ochi ca două stele și străluc sara prășer, buză dulce și subțirele, după ele pierd. Are ochi ca două stele și străluc sara prășer, buză dulce și subțirele, după ele pierd. Am să iau acasă și am să fac nevasta mea, că mi-e tare dragă și n-o pot să-i. Am văzut-o înșezătoare cum torșea dintr-un fuior, prenicăi bătuar focul de dragul ei mor. Am văzut-o înșezătoare cum torșea dintr-un fuior, prenicăi bătuar focul de dragul ei mor. Am să o iau acasă și-am să fac nevasta mea, că mi-i pare dragă și nu pot să uita. Am să o iau acasă. Frunzulița pomului mă scumpă-i viața omului mă. Cu bani mulți n-o poți plăci, că-s prea scumpe zilele mă. Vai lume, vai lume, vai. Pomul bun și pomul copt mă, ăștia n-or avut noroc. Omul bun își dă zilele, pomul copt își dă rogile. Vai lume, vai lume,
și părăsiți mă. La o margine de drum, pomul copt și omul bun mă. Vai lume, vai lume, vai. Așteaptă vremea să treacă, poate-or mai rogi vreodată. Trecătoi să vină iară, să-ncingă mâna să-șară. Să-și ia poame, să mănânce, poate odată le-o ajunge. Vai lume, vai lume, vai.